În localitatea Sân Andrei nu s-au înregistrat evenimente neplăcute în cadrul procesului de vot. Cum se desfășoară alegerile până la această oră? Suntem foarte mulțumiți de numărul alegătorilor care s-au prezentat până la această oră. Lumea cunoaște care sunt condițiile pentru procesul de votare, nu au fost incidente și totul se desfășoară normal. Bătrânii nu încurcă buletinele de vot, se descurcă? Nu. Totul merge bine. Ei au avut cei buletinele de vot anulate pe care le-au putut studia înainte. Li s-a arătat care sunt urnele, cum trebuie introduse buletinele de vot, în ce ordine și până acum nu au fost incidente și sperăm să rămână așa până la sfârșit. Câte secții de votare avem în comuna Sân Andrei? 4 secții de votare, 2 secții în Sân Andrei, o secție la Caran și o secție la Covaci. Și câți alegători? Per total nu știu să vă spun, la secția mea sunt 1700, secția 1 din Sân Andrei. Și au venit până acum aproximativ? 200. Mai așteptăm încă un val după terminarea slujbelor la biserică, deci sperăm să fie totul bine. Locuitorii au venit în număr mare să-și voteze candidatul preferat. Sunt mulțumit de cum se desfășoară alegerile? Au fost incidente? Da. Nu a fost până acum nici. A mers lumea la vot? Ce spun vecinii? Merg la vot sau nu? Merg. Da. Mergeți hotărâtă. Hotărâtă sunt de când avem care de Dumnezeu în calea noastră să fie bine. După ce s-a terminat slujba la biserica din localitate, oamenii au mers spre secțiile de votare. Da, mergem la vot. Sunteți hotărâtă pe cine votați? Ați ales candidatul? Da, am ales. Eu sper că l-am ales. În localitatea Sân Andrei există 2 secții unde se poate vota.